Aș vrea să vă salut pe toți, fără să mai fac și prezentările. Am să spun doar că sunt niște oameni minunați astăzi aici. Îl salut și pe Narcis. N-am zis că nu zic, dar zic. Sunt prefect al județului Bacău. Și un om drag mie tare, domnul profesor, mă apropii de domnul profesor Stoica Corneliu. Aici, cu 100 și ceva de ani în urmă, s-au dat niște lupte crâncene pentru apărarea teritoriului pe care astăzi îl numim cu drag România. Și județul Bacău a avut un regiment, regimentul 27 Infanterie, care strângea sub steag străbunicii noștri, tați, feciori, bunici și așa mai departe. Acest regiment 27 a dispărut din istoria recentă a românilor și nimeni nu mai știa ce și cum. Deși ei au fost cei care și-au făcut poate datoria mai mult decât trebuia. Au trecut cumva în negura istoriei și domnul profesor, la rugămintea mea și a altor iubitori de istorie, așa tenace cum îl cunoaștem noi, a scris o carte. O carte care e fantastic de interesantă, foarte, foarte bine documentată și care vine și ne reamintește de regimentul 27 Infanterie. Astăzi lansăm la Tărmănești această carte care, vă spun, e fantastică. Domnul profesor, vă rog. Mulțumesc tare mult. De ce lansare? O lansare simbol aici la, și la Dărmănești. Pentru că această carte, care este închinată miilor de ofițeri, soldați ai regimentului 27 Infanterii Bacău, care incorporau soldați din toate localitățile județului, și care este probabil cel mai faimos regiment pe care l-a dat județul Bacău istoriei, mă gândisem în felul următor și mă bucur că domnul primar din prima clipă a considerat că merită o asemenea carte promovată. Mă gândisem în felul următor. Pe raza județului Bacău, regimentul 27 Infanterie a purtat 3 bătălii aproape decisive. În octombrie 1916 pe Valea Uzului, în ianuarie 1917 la Pralea și în iulie-august 1917 la Cireșoara, în zona Târgovna. De aceea am considerat simbolic ca aceste lansări să se facă în locul unde au fost aceste mari bătălii și care au reprezentat succese incontestabile a acestui regiment. De aceea, pe 16 la Târgovna a fost o lansare a cărții, pe 7 septembrie va fi la Slănic, Moldova, împreună cu Brigada 15 mecanizată Podul Înalt Iași. În paranteză, regimentul 15 a fost perechea regimentului 27 în cadrul brigăzii 13 Infanterie. Și pe 12 septembrie, la Bacău, va fi probabil cea mai mare ceremonie care este legată de 105 ani de la înființarea Asociației Cultului Eroilor la nivel de național. De aceea mă și bucur că Dărmăneștiul, care a reprezentat primul examen greu pe care l-a dat regimentul 27 în primul război mondial, a fost aici, în această zonă. Pentru că o asemenea carte a fost sprijinită și m-am bucurat de mulți colaboratori și pe partea arhivistică și pe partea de ilustrații, cam peste tot m-a însoțit cel care a fost cel mai apropiat colaborator și în faza elaborării lucrării și care a scris și pe fața acestei cărți, domnul general cu 4 stele, Vasile Jirica Apostol,
care este în egală măsură nu numai un exemplu a unei cariere exemplare și excepționale a unui militar român, dar este în egală măsură și un istoric al fenomenului militar din județul Bacău. Alături mai am iar un coleg și prieten drag, profesor dr. Adrian Dobrea, care predă în municipiul Onești și care, poate că așa o mică paranteză, ca să vă amintiți cât de diverse sunt preocupările profesorului nostru, teza sa de doctorat s-a referit la Alexandru Ipsilan, unul din domnitorii fanarioți, care a domnit de trei ori în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, și sunt lucruri interesante pentru că și aceasta este o perioadă care merită să fie studiată mai aprofundat. Dragi prieteni, știu cei cărora mă adresez, onorată asistență, sunt la rândul meu foarte onorat pentru faptul că domnul profesor Stoica a găsit în mine, a identificat un om care se poate implica atât cât era normal și necesar pentru apariția acestei cărți. Sunt onorat de faptul că a apelat la mine să-i scriu prefața și mi-a rezervat un spațiu de 10 pagini și vreau să vă spun, nu numai că am citit cartea, am studiat-o pentru a face acest material, voiam atât cât este posibil să fiu prin textul pe care l-am întocmit la înălțimea documentației pe care a scos-o. Este foarte greu să regalez pe profesorul Stoica și vreau să vă spun, cu asta să intru de fapt în subiect, la lansarea unei cărți, mi se pare normal să vorbim de autor și despre carte sau despre cărțile sale. În ce-l privește pe autor, deși este foarte cunoscut pe valea noastră și la nivel național, nu pot să nu subliniez și eu câteva aspecte. În primul rând, a fost șef de promoție pe țară la Facultatea de Istorie. Nu a fost tentat ca alții care au umblat după funcții mărețe, ci s-a retras aici pe Plaiul Natal și aici și-a petrecut toți anii din viață, dar nu numai atât, ci i-a dedicat studiului zonei unde își are rădăcinile dânsul și înaintașii domniei sale. Spuneam că, în opinia mea, a rămas, chiar dacă unii au avut ascensiuni, să zic așa, era să spun alt termen, dar nu era academic, dumnealui a rămas șef de promoție, chiar dacă nu e ministru, chiar dacă n-a fost, chiar dacă n-a fost mai știu ce, a rămas șef promoției sale prin opera care rămâne. Și aceste cărți, așa cum discutam amândoi în una din zile, vor rămâne și peste 100 de ani, și peste 3 secole, și peste 4, indiferent de intemperii, cărțile tot își găsesc locul unde să fie, aproape ca icoanele, să fie păstrate. Și dumnealui, deci, a rămas, din punctul ăsta de vedere, șef de promoție, și eu am adăugat și în prefață, îl consider șeful nostru de promoție, al celor care ne străduim, să menținem pe aceste plaiuri nestinsă flacăra unui autentic patriotism. A scris multe cărți, are peste 30, sunt unele dintre ele premiate de instituții prestigioase, n-am să mă refer la toate, sunt multe, toate sunt interesante, dar în opinia mea sunt trei lucrări care îl vor menține în panteonul celor care și-au dedicat întreaga viață pentru cinstirea înaintașilor. Este vorba de Enciclopedia Văii Trotușului, este carte unică în România, dar și în Europa, pentru că nu există o asemenea lucrare care să trateze un întreg bazin hidrografic, respectiv bazinul Văii Trotușului. A doua carte de referință pe care o consider eu și pe care de asemenea am prefațat-o este Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz. Este o carte de asemenea unică, indiferent că ar zice unic, că exagerez, nu, avem argumentele necesare. Deci este unică, cine n-a văzut-o, să o vadă sau să și-o procure. Și această carte care ne poate deruta.
Acum eu spun și dumneavoastră, am spus puțin la timp Ocna. De ce? Titlul este așa cum vedeți, sub flamura eternității, Regimentul 27 Infanterie Bacău. Dar cine vede că e Regimentul 27, poate să ajungă la ideea, e istoria unui regiment care s-a înființat, a mers și a făcut ce a făcut pe câmpul de luptă și așa mai departe. Nu! Și aici vreau să spun în ce constă unicitatea acestei lucrări, deși titlul este așa cum vedeți, subtitlul, Regimentul 27. De ce fac aceste afirmații? Și până atunci mai fac o paranteză, că trebuie să vă spun și asta și o să mă explic. Este considerat aici la noi un iorga al ținuturilor trotușene. Este comparat cu generalul Radu Riroseti. Eu, din ceea ce știu și din cât am studiat, mai ales după ce am văzut lucrările pe care le-a făcut și studiind înainte istoria românilor pentru întregirea neamului, e vorba, nu am dat exact titlul, dar se știe despre ce e vorba, a lui Constantin Chirițescu, și din câte lucrări au apărut despre primul război mondial, inclusiv militare, sunt documente militare foarte valoroase, dar sunt cu rigurozitatea aceea nu și a scriitorului, vezi numai omul care exprimă doar istoria. Este o îmbinare în istoria lui Chirițescu și vreau să vă spun că și Chirițescu n-a fost un militar, a fost un profesor de științele naturii, dar după părerea mea are cea mai importantă carte în România despre primul război mondial. Deci profesor de științele naturii, director general pentru învățământul preuniversitar în Ministerul Educației. Profesorul Stoica nu este un militar, dar pentru cei care cunosc și dacă ajunge și pe mâna unora care au făcut carieră militară și au ajuns la un nivel care să le permită să înțeleagă niște lucruri, fără și poate nativ, nu-mi dau seama cum, dar am analizat și nu fac afirmații gratuite, parcă ar fi făcut studiul istoriei artei militare internaționale. Acum îi spun pentru prima dată, nu i-am spus până acum. De ce? Pentru că arta militară, pe scurt vă spun, are structuri de nivel tactic, tactic-operativ, operativ și strategic. Aici găsiți totul. Când vorbești de regiment și de divizia 7, îți eșaloane tactice. Când vorbești de corpul de armată, corpul 4 armată care a fost în această zonă, eșalon tactic-operativ. Când vorbești de armata lui Averescu, lui Prejean și așa mai departe, sunt eșaloane operative. Și când vorbești de marni cartier general, este eșalonul strategic. Nu știu dacă i-a mai spus-o cineva, nu cred că i-a spus-o, dar dacă nu i-am spus-o, eu nici nu știu cine să i-o fi spus, dar așa stau lucrurile, domnule profesor, și vă spun că sunt uimit atunci când am studiat și v-am spus că am studiat cartea așa cum trebuie să o studiez. Voiam în încheiere să spun, dar o fac acum, cred că această carte, alături de Cartea de Aur a Eroilor de la Oitus și de Enciclopedia Văii Totușului, ar trebui să se găsească cele trei cărți în locuința fiecărui cetățean de pe Valea Trotușului, Tazlăului, Cașinului, Oituzului, Slănicului, ținut într-o încăpere curată și pe ceva motive naționale, așa cum țineau țăranii români în Transilvania, ocupată de austro-ungari, istoria lui Ștefan cel Mare scrisă de Nicolae Iorga. Ăsta este îndemnul și ceea ce cred eu că ar trebui să se întâmple cu aceste cărți. Revenind acum, nu o să vă spun din carte, pentru că cei care vor o să citească. Este un regimen și poate o să ne spună și dânsul niște lucruri și cred că așa ar fi bine să o facă domnia sa. Este un regimen de înaltă glorie, au luptat în el băcăuani, numai băcăuani, alături de regimentul 15 de care ne vorbea, unde au luptat băcăuani pentru că el a fost înființat la Piatra Neamț, dar toți ce erau pierderi pe aici, erau completate cu rezerviști din județul nostru și sunt foarte mulți bunici, inclusiv bunicul meu, au luptat la Cereșoaia. Deci ei, aceste regimente au mers umăr la umăr. O să vă spun de tot drumul de glorii, m-a vorbit și vreau aici un pic să completez ceva în legătură cu faptul că această unitate, alături de celelalte la care s-a referit, a contribuit
la menținerea României ca stat național. Nu fac afirmații gratuite. Ca stat național independent. De ce? Pentru că, cel puțin, dumnealui s-a referit la două momente. Eu aș spune că în trei momente importante din istoria noastră s-a hotărât soarta României aici, pe aceste plai. În prima bătălie de la Oitus, în perioada, în decada de mijloc a lunii octombrie 1916, când veniseră deja cuceritorii în Grozești, Oitusul actual, să îi vadă presa cât de viteși sunt, ca să transmită toate agențiile că au ajuns în depresiunea Tazlăucașeni. De aici întorceau apărarea și armata română era încercuită și România scoasă din război. Cine era prezent aici, ascuns după niște movire? Era moștenitorul tronului austro-ungar, Carol, era István Tisza, prim-ministru maghiar, și ei voiau gata, pe data de 18, atunci a fost dezastru, gata să apară în fața presiei. N-a fost așa. Ostașul român a apărat acolo. Într-o singură zi, corpul 4 armată, mai târziu, de fapt, în anul următor, a avut 1800 de oameni, o să spun, 100 de oameni morți într-o zi. O să revenim la asta. Deci atunci s-a hotărât odată soarta României. Satul Hârșa, pe 13 octombrie, parcă domn profesor, a fost ars din Tenerii, a fost dezastru mare. Deci atunci s-a hotărât prima dată. A doua oară a fost în timpul bătăliei de la, tot de la Oituz, din noiembrie 1916. La mijlocul noiembrie, da. Da. Și a doua bătălie. Iar a treia, cea din 1917, la care s-a referit, ne-a prins într-o situație catastrofală. În sensul că ajunsese frontul la Mărășești. Dacă aici se rupea apărarea, toată armata întâi de la Mărășești și toate tot ce era din armata a doua în munții Vrancei, era încercuit. Ce ne prevedeau prietenii în ghilimele ai noștri prin cancelarii europene? Ce viitor avea România? Să fie un stat de dimensiuni mici, să mențină un stat, de dimensiunile statului Monaco actual, la gurile Dunării, ca un tampon cu rușii. Deci acesta ne era destinul dacă această bătălie, a treia bătălie de la Oituz, e vorba de asta de 1917, se întâmpla. Ce merit are, în mod deosebit, profesorul Stoica, și i-am spus mai multe denumiri prin ceea ce am scris acolo și n-a fost de acord, că nu-i place să-l evidențiez prea mult, că e prea modest. Ce a scos în evidență? A scos în evidență și astăzi m-am gândit, când mă gândeam ce să vă zic aici, a scos în evidență ceva ce nu i-am spus niciodată, nici eu n-am gândit până astăzi. A scos în evidență un decalaj dintre unele confuzii la nivel strategic și operativ ale unor comandanți militari și unor strategi guvernanți și soldatul român. Soldatul român, prin sacrificiul lui, a compensat aceste greșeli făcute de eșaloanele superioare. Spune, fără să fie exprimat cum am spus acum, spune însă în lucrare, cu curaj, într-o manieră elegantă, cum am spus și la Tergovna, eu o spun mai dur că ăsta mi-e felul, de greșelile lui Averescu, de problemele care existau în conducerea superioară a armatei și de citate pentru cei care vreți să vedeți, găsiți ce spunea mareșalul Prezan, viitor mareșal Prezan, lui Ighe Duca, și cum îi spunea despre Averescu, cum a greșit, că noi am hiperbolizat bătălia de la Mărești. Și toată lumea a auzit Mărești, Mărășești, Oituz. Eu aș spune Oituz, Mărești în ordine cronologică, dar nu neapărat importanță, iar Mărășești, iar Oituz și Târgu Ocna. Pentru că acolo, din cauza unor animozități la comanda armatei române, Averescu a pătruns mult mai mult decât era cazul la nivel strategic, fără să țină cont de situația generală a frontului, ce pățeam noi pe sus, prin Galiția și prin altele, nu noi, cei cu care eram aliați, că era mare pericol și și-a expus forțele încât puteau fi prin atacuri convergente la baza pătrunderii lui, pe la Soveja și pe la Măgura Cașelului, puteam să ne încercuiască întreaga armată sau marea parte din armata asta.
a trebuit să primească de la Marele Cartier General ordin să se oprească, să nu mai lungească frontul. N-a înțeles că era supărat pe prezant, că de ce-i prezant șeful lui. Și trebuie să le spunem astea odată. De ce să nu le spunem? Că tot auzim pe unii rosincari care spun numai niște lucruri care se ne prindă bine, cumva, ca imagine. Nu, trebuie să le spună cineva. Ca să le spui, trebuie să știi și cartea asta, e adevărat. Trebuie să studiezi, să ai argumente dacă cineva trebuie. Și domnul profesor de ce astea le spune? Spune, iară ce a spus Ieremia Grigorescu despre niște greșeli făcute aici. Și multe altele. De aceea vă spun că este foarte interesant de studiat această carte și nu aș vrea să vă țin mult, că o să ne mai vorbească dânsul și normal să fie așa. Nu vreau să vă țin mai mult decât să vă spun că ar fi bine ca cetățenii de pe valea aceasta și de pe toate văile să fie conștienți de faptul că avem între noi o valoare care va dăinui în istoria neamului românesc. Vă mulțumesc și acum am început. Cu prima bătălie de la Oituz, de fapt, simultan și cu cea de pe Valea Uzului, adică în speță Poiana Uzului. Da. În ambele situații, înfrângerea ar fi fost un dezastru. Aici, la Valea Uzului, se termina flancul drept al armatei întâi austro-ungare. Dincolo, germanii își aduseseră, cel puțin în zona Oituzului, forțe suplimentare și mergea până în zona Vrancei. Deci, luptele, eu am dedicat un întreg capitol pentru luptele de la Valea Uzului, pentru că au fost pare, nu știu, discuții. Aici o să regăsiți două săptămâni de fapt, zi de zi, exact ce s-a întâmplat, unde a fost confruntările cele mai sângeroase. Poiana Sărată a fost Poiana Uzului a fost centru rezistenței regimentului 27 și 15, care în flanca. O să găsiți acolo lucruri extrem de interesante și două medalioane despre doi eroi, capitanul Alexandru Câmpeanu și locotenentul Constantin Giosu, deci care sunt legați să eroii Uzului și merită să fie pomeniți mereu. Și pot doar atât să vă spun că cartea a treia, care se ocupă numai de aspecte militare, după Zile de foc la porțile orașului Târgu Ocna, a apărut la centenarul luptelor de la Cojna și Cereșoaia în 2017. Cartea de aur a eroilor, care a apărut în perioada de pandemie în 2020 și atunci nu i s-a mai făcut, că așa erau vremurile atunci, dar este prima carte care pune în evidență sacrificiul făcut de ofițerii și soldații români în zona Oituzului, peste 7.000 de asemenea ofițeri și subofițeri cu extrase în monitor oficial, cu decorați, pentru ce au fost decorați și fapte au făcut, de ce cartea este unică în felul său și arată că între Mărășești și Oituz există o paritate. Ba mai mult, la Oituz au fost mai mulți decorați cu ordinul Mihai Viteazu, cea mai înaltă decorație militară, decât la Mărășești. Și bine, Mărăștiu și mai puțin. Spiritul în care am scris această carte a plecat de la ceea ce spunea Iorga și o să regăsiți într-un mic motto: pe eroi nu-i căutați în mormânt, ci în inimile voastre. Am încercat să scriu o carte altfel decât cele obișnuite, decât cele clasice, o carte care, pe lângă informația extrem de bogată venită din arhivele militare, să fie suplinită cu multe elemente documentare despre eroi, despre confruntări, despre trădări, cum a fost cazul colonelului Alexandru Sturza,
pentru care după aceea în ianuarie la Pralea tot regimentul 27 și divizia 7 a trebuit cumva să corecteze ceea ce trădarea colonelului crease, adică o breșă în frontul din zona Vrancei, care periclita situația frontului și legătura sa spre Cașin și Oituz. O să găsiți în carte, deci eu am încercat să nuanțez. O să găsiți și lucruri cu totul inedite pe care nici nu le bănuiți, de exemplu, povestea hotarului care a existat, această frontieră, sute de ani, de la 1359, când s-a născut statul Țara Moldovei, și până în 1918, povestea ei. O să regăsiți și dărmăneștenii care îndeplineau funcția de plăieși, de cei care asigurau pas împreună cu cei din Comănești. Aici plopul dădea cei mai mulți țărani cu funcția de plăieși, de străjeri. Ei vor fi viitorii grăniceri, deci originea. Eu, în cartea asta, pornesc istoria de departe, adică să se vadă rădăcinile, originile regimentului. Că un regiment nu s-a născut printr-un decret. Are în spate o istorie foarte lungă. Și gloria începe cu Grivița, cu luptele de la Plevna. Continuă cu al doilea război balcanic, cu primul război balcanic, cu al doilea război mondial. Un regiment care a parcurs 15.000 de kilometri, mai mult decât mongolii, în 1241. Acest regiment a ajuns până în preajma Sofiei, nu departe de Stalingrad, nu departe de Praga. Un drum fabulos pe care l-au făcut cei din regimentul 27. O să găsiți foarte multe lucruri și eroi care trebuie demitizați sau cei care au fost lăudați mai mult decât meritau. Și am explicat de ce. Am explicat și situația, de exemplu, foarte interesantă în bătălia de la Cotul Donului. Da, mulțumim. Deci, în bătălia de la Codul Donului, unde am pierdut enorm, deci două armate românești au fost practic decimate, în noiembrie 1942, e cazul generalului diviziei a 6, pentru că regimentul 27 a făcut parte succesiv din trei divizii. A început cu divizia 8-a, în primul război divizia 7-a, în al doilea război, divizia 6 Focșani. Ei, aici e o poveste care e interesantă despre generalul Lascăr, general român care a rezistat până la capăt împotriva ofensivii sovietice. În condițiile în care nu mai aveau muniții, nu mai puteau fi aprovizionați de germani, nu aveau niciun sprijin. Într-un final capitulează. Și eu spun în felul următor. Dacă generalul Lască, luat prizonier, își accepta destinul, așa cum a făcut și comandantul regimentului 27, colonelul Iosif Cioban, erou de la Cireșoaia, ar fi rămas un erou în istoria națională. Dar el a trecut după aia în tabăra sovietică. A mers carieră, a ajuns și ministru apărării, din 46-47. Deci, tragi linii și spui, până ai cerul, zice, trădător. Știți? Dar astea sunt nuanțe care nu s-au spus niciodată. Și vis-a-vis de Antonescu și de astea, eu acolo precizez. În momentul în care Antonescu trece în Istru, nu mai e erou, nu mai luptă pentru România, pentru situația lui.
Deci sunt multe, multe asemenea situații. O să găsiți sute de eroi și despre care nu se scrie în cărțile de istorie, dar care nu merită să fie în aceeași galerie. Sunt capitole diverse, o să vedeți o machetare interesantă, 500 de ilustrații, 50 de hărți, vedeți drumurile, vedeți dramatismul multor bătării, lipsurile. Deci cam tot ce ar trebui să descrii despre un regiment, viața internă, viața de cazarmă, lipsurile, unii în ce condiții precare trăiau, unii care nu mai primeau soldă, perioada interbelică, când practic s-a subțiat armata, n-a mai fost instruită, a început război și după aia dezastru. Trupe total nepregătite pentru război. Decizii total greșite, eronate. Uneori, ordine ale generalilor sovietici care au dus la măcelărirea soldaților români. Da, germanii procedau într-un fel, sovieticii cam tot pe acolo. Și de aceea eu și clasific. Sunt eroii independenței, care au murit pentru independența României, sunt eroii întregirii României, ci și sunt eroii de sacrificiu, cei din al doilea război mondial, în multe situații carne de tun în conflictele care au avut loc. Eu vă invit să răsfoiți și dacă o să considerați că e o carte care merită să stea în rafturile bibliotecilor dumneavoastră și care pot fi și pentru tine, pentru copii, o carte educativă, ca să vadă cu adevărat ce au fost străbunicii, bunicii noștri, ce sacrificii au făcut, ce forțe au trebuit să înfrunte ca să păstreze ființa națională, eu atunci consider că mi-am făcut datoria de istoric. Un bun și apropiat prieten, care o perioadă mi-a fost și confesor, Nicodim Monahul, trăitor la coliba lui Iov, de lângă Mănăstirea Pantocrator, pe un album cu Muntele Atos, mi-a pus între dedicații și următorul câteva rânduri. Cititul cărților pline de Duh Sfânt e calea cea mai bună către tine însuți, pentru trăiri, sentimente și emoții. Dacă citind o asemenea carte, simțiți că vă apropiați de spiritul eroilor și prin asta, de fapt, le promovați memoria, pentru că atât timp cât eroii vor rămâne în sufletele noastre, ne vom aminti de ei, atunci ei vor trăi de-a pururi pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Să-i mulțumesc domnului general, apostol Junică, că a venit astăzi aici la noi. Îl cunosc atât cât am putut eu să-l cunosc pe domnul general și cred că dacă am sta zile multe și săptămâni multe, nu ne-am plictisit de ceea ce are de spus domnul general. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Stoica, pentru că a scris această carte într-un timp record. La câte informații sunt acolo și la cât de documentată este această carte, nu știu sincer câți ar fi fost în măsură să o scrie atât de repede. Nu cu mult timp în urmă ne-am văzut, domnul profesor a zis că ar avea nevoie de niște imagini, ce avem noi, documente, și mă gândeam, oare vreun an, doi, poate chiar mai mult, ar dura documentarea acestei cărți. Când am auzit că e gata, efectiv, m-a fascinat ideea și mă bucur tare mult că Dumnezeu vă ține sănătos. Că știu că aveați și ceva probleme să mai rămâneți mulți ani printre noi, pentru că cu siguranță vor mai apărea volume interesante și de aici încolo. Eu aș vrea doar un lucru să vă spun. Cu niște ani în urmă
am citit memoriile generalului Ervin Rommel, vestitului general din al doilea război mondial al lui Hitler. În primul război mondial, Ervin Rommel a luptat și în această zonă noastră. Din ce știu eu, era capitan, a luptat undeva în defileul inițial, în defileul Jiului, după care a fost adus aici, în zona Coșna. Eu am rămas surprins citind memoriile generalului Ervin Rommel că a luptat în această zonă. Și armata germană era vârf de lance, cred că la nivel mondial atunci, avea dotare, avea tot ce-i trebuia. Și un paragraf mi-a rămas în memorie. Scrie acest Ervin Rommel, în primul război mondial, comandantului lui: am găsit în această zonă a frontului un inamic cumva prost înzestrat cu tehnică militară, cu o ținută care era total inferioară ținutei armatei germane, dar de un devotament fantastic. Și finalul sună așa: dacă aș fi avut acești oameni în armata noastră și dotați și înzestrați cu armamentul german, aș fi cucerit lumea. Aceste scrieri erau făcute după ce armata austro-ungară și germană n-a reușit să spargă frontul, după bătăliile de la Mărăș, Mărășești, Oituz, Coșna, Valea Uzului. Adică, chiar dacă am fost cumva net inferior din punct de vedere militar și al dotării militare, sacrificiul suprem, aceste zeci de mii de vieți pierdute în primul război mondial, ne-a făcut să vorbim astăzi despre România mare așa cum e. Altfel, am fi fost un stat mic, cine știe, undeva tampon între cele două mari puteri, Est și Vest. Ei au murit datorită sacrificiului lor. Am reușit să facem pasul următor, Marea Unire din 1918, și, repet, să vorbim despre România. Din păcate, foarte mulți dintre noi fie nu știm aceste lucruri, fie n-am avut șansa să le citim așa cum istoria a fost trăită, și am învățat de la comuniști fel de fel de lucruri, că armata eliberatoare a Uniunii Sovietice a fost cea care ne-a cumva conferit șansa la un stat mare și puternic care este astăzi România. Mă bucur tare mult că ați reușit să scrieți această carte, domn profesor, și celelalte cărți. Mă bucur că aveți poate această sămânță de patriotism mai mult decât oricine. Mă bucur că tânăra generație are șansa să citească și să trăiască istoria așa cum a fost scrisă, și mă gândeam în timp ce dumneavoastră vorbiți. Noi lucrăm la o casă de cultură și mi-aș dori tare mult să finalizăm acest obiectiv. Și cred că vom face un muzeu al regimentului, printre care și al regimentului 27 Infanterie, care să includă un film cu toate imaginile și video și nu numai pe care le aveți. Iar pe fundal, dacă Dumnezeu vă ține sănătos, dumneavoastră să ne povestiți tot ceea ce a scris în carte. Mi-aș dori să facem un muzeu în imagini a cărții pe care dumneavoastră a scris-o despre regimentul 27 Infanterie. Cred că nu va dura mult, sper că anul viitor să finalizăm acest obiectiv și sigur să și împreună cu domnul general să vedem cum ar trebui să facem acest film în regim de cumva de muzeu, care să fie o carte cumva în imagini și nu numai pentru tânăra generație. Am văzut la Waterloo un model de genul ăsta și în câteva imagini și în câteva, eu știu, cuvinte, toți cei care intrau la Waterloo au înțeles
cine a fost Napoleon, ce a putut face armatele franceze și cât de mult trebuie să purtăm respectul acestor eroi. Încă o dată vă mulțumesc. Eu aș vrea aplauze pentru domnul profesor Stoica. Mă rog bunului Dumnezeu să vă țină sănătos, da, pentru că sigur vor veni și alte provocări. Eu am luat cartea din prima zi, n-am reușit să o termin, pentru că sunt lucruri la care mă întorc să le recitesc, sunt pagini pe care nu le înțeleg poate la primul text, la prima citire. Recitesc și încep să înțeleg ce a vrut să ne transmită acolo domnul profesor Stoica, cum s-au întâmplat lucrurile, cum unii de-ai noștri au trădat. N-am înțeles la prima citire și astăzi m-ați lămurit că de fapt așa s-a întâmplat și vă recomand să luați această carte, să o citiți și să o țineți nu numai în camera curată, cum spunea domnul general, acolo pusă pe la loc de cinste, ci să o puneți în sufletele noastre, pentru că așa o veți putea avea oriunde mergeți noastră în suflet și cu siguranță este o formă de respect pentru strămoșii noștri care și-au vărsat sângele pentru apărarea acestor ținuturi. Mă uit în spate și văd un deal. Să știți că în primul război mondial, acel deal, și mai e unul lângă, a fost un punct de apărare a acestei văi, a văii Trotușului. Vă mulțumesc tare mult, dacă vrea cineva să mai spună ceva. Și să știți că n-am terminat manifestările noastre de astăzi. O să vă invit pe toți să intrăm înăuntru în centru, pentru că mai avem un eveniment drag nouă pe parcursul a 5 zile la Dărmănești. Am avut o tabără de pictură, o tabără internațională de pictură cu pictori de prima mână, să zic așa. În cadrul acestui eveniment, sub cupola Alziar, Asociația Zonelor Istorice și Culturale din România, la care orașul nostru este parte, acești artiști, acești pictori au venit la Dărmănești împreună cu colegii noștri, au văzut o parte din localitatea noastră și au surprins ce au crezut dumneavoastră, dumnealor, că este mai sugestiv. Veți vedea niște opere care ne-au cumva refăcut, readus la originea noastră. Veți vedea niște case construite de bunicii sau străbunicii noștri cu acele elemente pe care noi astăzi, datorită vitezei cu care ne mișcăm, nu le mai vedem. Veți vedea acea poartă românească frumos construită de bunicii noștri, cu acele picturi, cu acea boltă de la poartă care reprezintă ceva. Veți vedea biserica din spatele acestui centru, construită de prințesa Știrbei în memoria soțului, în amintirea soțului. Veți vedea chipuri ale oamenilor de la noi, de la Dărmănești. Aceste opere vor fi donate Consiliului Local și practic vă invit la vernisajul acestor opere și de ce nu, vom degusta și un pahar de șampanie atât pentru această carte care domnul profesor Stoica astăzi a lansat-o, cât și pentru operele pe care, așa cum spuneam, pictorii care sunt prezenți la Dărmănești le-au făcut. Așadar, vă invit să veniți în centrul de zi. Vom admira aceste frumoase opere. Avem și un caricaturist de primă mână a neamului nostru, care e undeva mai în spate și care a făcut niște opere fantastice. Și poate că reușiți să-l zugrăviți un pic pe domn profesor Stoica, așa cum l-am văzut noi, cum îl vedeți dumneavoastră și de ce nu și pe domnul general. Să avem aici două
caricaturi a unor iubitori de neam și țară. Vă mulțumesc tare mult și vă invit în corpul, să zic, central a centrului de zi, unde vom prezenta aceste picturi. Un lucru vă mai spun, am ales această zonă pentru că e multă istorie. Ce vedeți dumneavoastră aici a fost conacul familiei Ghica, construit până la 1860-70. Este o bucată din zidul original și în partea elaltă. Clădirea arată aproape 100%, așa cum a fost. În 2016, când am ajuns primar, era o ruină aici. Ați văzut înăuntru poze cum era și ce am făcut. Ne-am gândit să facem un centru de zi pentru persoane vârstnice. Am obținut finanțare, l-am făcut. În cel de-al doilea război mondial, aici a avut armata rusă, după Uniunii Sovietice, după 23 august, cartierul general, aici, în această clădire. Și sigur că după ce a plecat familia Știrbei din această locație, a urmat o perioadă destul de tulbure pentru locație. A fost și spital, și morgă, și de toate, tabără de copii. Și după 2016, când am gândit noi acest proiect de reabilitare, sigur, centru de zi pentru persoane vârstnice. Vă mulțumesc, vă invit la vernisaj. Mai mulți artiști, mai mulți pictori din diverse zone ale țării și chiar din străinătate. Pictori care au venit la Dărmănești și care au ales niște teme foarte interesante pe care noi, să zic, le-am propus, dar temele au ținut de alegerea artiștilor. Și astăzi participăm la acest vernisaj. Eu sincer am emoții pentru că nu prea am făcut lucruri din astea la Dărmănești, așa, cu tabere de pictură, dar am onoarea să o am lângă mine pe doamna Carmen Ștefănescu, care este secretarul general al ASIAR, Asociația Zonelor Istorice și de Cultură din România, o asociație care cumva are membri din administrația publică locală, membri fondatori, consilii județene și așa mai departe. Carmen, te rog. Mulțumesc, domnule primar. Dragi invitați, bună ziua și bine ați venit să fim alături la acest vernisaj deosebit. Vreau în primul rând să mulțumesc pentru răspunsul favorabil dat de domnul primar, de domnul vice și de Consiliul Local de a fi alături de noastră. Iată, am venit cu 9 artiști, plus eu, coordonatorul grupului. Fiecare artist a lăsat minim 3 lucrări în această expoziție. Într-adevăr, la conferința de presă, domnul primar ne-a expus și ne-a devoalat frumusețile locului din Dărmănești și din împrejurim. Ei au fost în documentare și iată, acum în fața dumneavoastră, pe simeză, pe șevalete, vedeți truda și viziunea lor. Să vă spun câteva cuvinte despre asociație. Probabil că ați mai aflat, pentru că presa a dat conferința de presă și mulțumim mult presei de față și nu numai. Reprezentăm Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, asociație non-guvernamentală de rang de reprezentare națională, care reprezintă România internațional și național, alături de membrii săi, pe deplin, membrii fondatori și membrii care au aderat ulterior. În momentul de față suntem alături de 60 de unități administrativ-teritoriale, 14 consilii județene și restul primării de municipii, orașe și comune istorice. Suntem membri de conducere în Asociația Europeană a Orașelor Istorice și suntem alături de alte țări, precum Turcia, Malta și, mă rog, toată Europa, care au asemenea asociații naționale.
Am fost formați de Asociația Franceză a Orașelor Istorice pentru un program FAR, acum 20 de ani, iată, e an aniversar. Și mulțumim că am putut să împărtășim și noi activitatea noastră acum. Mulțumesc de asemenea și primarilor care mai sunt din județul Bacău, domnului Viorel Miron de la Comănești, care face parte din asociație, dar domnia sa mi-a spus că astăzi nu poate veni, primarul de la Agăș, primarul de la Său, ei fac parte din asociație de câțiva ani. Sperăm, am avut câteva contacte bune și am avut o vizită de a face invitația de a adera și domnului primar de la Târgu Ogna, un om deosebit, care a spus că va propune Consiliul Local aderarea în asociația noastră. Aceste lucrări vor fi donate, vreau să vă spun, aceste lucrări vor fi donate primăriei și Consiliului Local din Dărmănești. Sperăm să fie și ediția a doua, să fim sănătoși, să dea Dumnezeu să ne întâlnim în sănătate și în bucurie și să ne revedem la anul și nu numai, pentru că am invitat pe cei pe care i-am enumerat. I-am invitat adunarea generală a asociației, moment de bilanț, deci împlinirea 20 de ani de activitate și primire de membri noi. Va avea loc la Târgoviște 27, 28, 29 septembrie. Și sper ca domnul primar să vină cu drag acolo alături de cei care îl sprijină și îl ajută zi de zi în munca domnului. Vă mulțumesc încă o dată, reverență, pentru prezența dumneavoastră, pentru gândurile bune pe care mi le dați. Mulțumesc și doamnei Monica, care are grijă de cotizația noastră, așa ca o paranteză. Da. Și aș vrea, din partea noastră, pentru că am descoperit, mă știam cu domnul primar, dar am descoperit în domnia sa un om foarte sufletist, un om cu simțul umorului și un om care chiar își iubește poziția ca primar și poziția ca în familie. Și vreau să aveți o amintire de la Mariana Bravescu și de la toată echipa. Este o lucrare, da, cu drag. Mulțumesc, Marian. Marian e aici lângă noi. Da, Marian, o să-l chem când îi dăm diplomă. Da. Mulțumesc tare mult. Da. Și încă o lucrare, ce ajung cu Mulțumesc. Și sper să pot într-o zi să-ți fac și eu o caricatură. Mulțumesc. A semnat ca domnul primar, că eram jumătate cu ele scrise. V-a oferit câte o diplomă, să vă aduceți aminte, să puneți în atelierul domnilor voastre și acel la loc de cinste și această diplomă de la orașul Dărmănești. Încă o dată mulțumim pentru tot, a fost o tabără de excepție, ne-am simțit super bine. Eu doar cu spatele meu am avut ceva necazuri, dar... Noi am fost prima experiență de genul ăsta, da. Și vă promitem că data viitoare o să vă lansăm noi provocări și... Mulțumim mult! Și vă așteptăm să punem și de o masă rotundă pe patrimoniu, și de o conferință pe patrimoniu, și de o adunare generală, pentru că zona este mirifică. Cu drag! Mulțumim pentru... Eu aș vrea să mai completez că pe parcursul celor 5 zile, alături de pictori, de artiști, au fost și elevi din Dărmănești. Exact. Să știți că ținta noastră este să creăm o nouă generație, să descoperim acele valori, acele diamante pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare, să le șlefuim și de ce nu mâine, poimâine, ediția a doua, a treia, să avem poate un pictor de la Dărmănești. Sau de ce nu să dezvoltăm și sculptura și... Pentru că sunt foarte mulți copii talentați care caută repere. Vreau să sunteți niște repere și tare mult mi-aș dori, poate chiar fiecare pictor sau, nu știu, 2-3 pictori să adopte un copil din Dărmănești care are talent și deschidere spre pictură și chiar dacă suntem la distanță, poate online să facem, să dăm anumite cursuri, iar alți iarul să fie un fel de... Părinte spiritual, liant acestor
eu știu, punți între artist și viitorii foarte copii bună idee, talentați. Foarte bună idee. Sigur că spunea doamna Carmen că... Da, vă rog, domn primar, aș vrea să spun câteva cuvinte despre da. Fiecare. Și dumneavoastră să-i mânați. Eu aș vrea înainte să spun că această diplomă este puțin din ceea ce meritați dumneavoastră. Este doar așa un gest de simbolic de recunoaștere a valorii pe care fiecare dintre dumneavoastră aveți. Din Chișinău, o doamnă drăguță și la minte, și la suflet, și la penel, Inga Edu, poftim Inga. Deci ea lucrează super și cu noi. Da. Și te rog fiecare să rămână aici să facem o poză de aia. Da. Inga, mulțumim. Haideți să o aplaudăm. Inga Edu, aplaudă. Rămâi aici? Nu pleca. Rămâi aici, Inga, da. Se trage tot din Republica Moldova, dar de ani buni este în București. Lucia Juncu. Hai, Lucia. Lucia, să rog să plătești. Tot doriță de mare clasă, profesoară la Pitești. Și la Pitești. Dar cu care, la urmă. Da. Hai acum. Dați-mi, vă rog. Lucia a vrut să vă fac o surpriză, da. Da? Aveți și un portret în ulei, ea este o bună portretistă, da? Da? Mulțumesc tare mult, da? Lucia. Faceți o poză, vreau o poză. Da. Hai, Lucia. Da, da. Să știți că Lucia a zis, vreau să fac o poză, vreau să fac o... Deci, nu știu, vreau, Lucia. Și după aia mi-a făcut surpriză, să mă rog, să mă rog, mulțumesc tare mult. Drag, drag. Arhitectă de profesie, chiar și eu, e prima oară când lucrez cu Nadia Negru și sunt foarte încântată, cred că i-ați observat, n-au trecut neobservate acvarelele domniei sale, care sunt de excepție. Deci până acum îl veneram pe Corneliu Drăgan Târgoviște pentru citadinele lui și pe Eugen Măcinic pentru peisajele lui. Nadia, ești alături de ei cu fruntea sus. Bravo ție! Deci, o doamnă dublu licențiată și în pictură și în artă vestimentară, vine din Galați, este o doamnă tot așa, și la suflet, și la trup, și la minte, și la penel, frumoasă. Simona Pascale. Vreau să completez eu ceva, dacă îmi dai voie, Carmen. Să știți că o parte din creațiile lui Carmen le găsim la stadion, da? Cei care vor, lui Simona, în special doamnele, cred că... Sau domnii care poartă cercei. Și domnii care vor să facă surprize doamnelor, aveți niște creații, adică... Unicat. Pictura a trecut la purtător. Artă la purtător, da? Așa că, domnilor... Și aici este un stand în stânga, chiar Simona le-a adus de acolo, nu numai la stadionul să le găsească, și aici găsiți lucruri speciale. Mulțumim, Simona! Eu mulțumesc pentru invitație, pentru armonia în această tabără, pentru tot ce ne-ați învățat și ne-ați arătat. A fost o plăcere, mulțumesc frumos! Acum, capitolul băieți, de fapt bărbați, că am venit cu niște brați de băieți, așa, și am să încep cu Mariana Framescu, care a mai fost pe la noi. Care ne ajută, este un mare apropiat al ziarului și vă rog să mă credeți, niciodată a părăsit ultimul scena. Până la ultimul om care a dorit să aibă o amintire de la domnia sa și sunt tare mândră de el, că e atât de, bă, cât de talentat, atât de modest și de bun, da? Din Republica Moldova, de la Chișinău, un pictor deosebit de plastic cu o culoare spectaculoasă în pictura lui. Valentin Caisin s-a și recunoscut, venea deja. S-a și recunoscut.
Te rog, nu plecați în dreapta, da, sau vreau să ne... Eu am întrerupt lanțul. Tu de la Chișinău, profesor la Bele Arte, la Facultatea de Arte Frumoase din Chișinău, un mare meloman, a fost în rândul din față acolo, l-au văzut și cântăreții și pe cât e de pictural, pe atât e de meloman, hai că fac și versuri. Vladimir Lozovan. De-al meu, de la Târgoviște, de unde e sediu asociației, un profesor care a scos în orașul nostru, în municipiul nostru, cred că sute, nu Mihai, sute de copii are pe an la Școala Populară de Artă din Octavie Nigărescu din Târgoviște, peste 80 de participanți, de la copii de 3 ani până la seniori de 70-80 de ani care pot să descopere tainele picturii. Felicitări Mihai și vreau să vă anunț că Mihai este inițiatorul, anul acesta a fost cea de-a 25-a ediție a Căii Luminii, Calea Luminii, care se serbează, cred că ați văzut la, pe toate posturile de televiziune, în joia Marelui Paște Catolic, ortodox, îmi cer minte scuze, o desfășurare de forțe fantastică în municipiul Târgoviște, unde vin sute, mii de oameni să sărbăm alături. Mihai, te rog să vii. Să... Mihai Șerbănescu. Mihai mi-a făcut personală cu pictă faină. A pictat casa bunicilor pe care eu voiam să s-o dărâm inițial. Fotografia se deja poartă clasa. Da. Și da, cuptorul bunicilor care e undeva acolo, care promit că nu-l mai dărâm, da? Dar vă rog, în general, lucrurile vechi au prețiozitatea lor, încărcătura lor și vorbește despre cei care nu mai sunt. Sunt prețioase lucrările de genul ăsta, inclusiv cuptorul de care vorbește domnul primar. Oricum vă mulțumim, ne-ați primit foarte frumos, elegant, iar noi ne-am simțit bine. Plec, i-am spus domnului primar, cu o părere de rău, mi se întâmplă rar, plec o părere de rău. Erau cel puțin 10-15 subiecte pe care puteam să le facem. Timpul nu ne-a permis. E o părere de rău, dar probabil că revenim. Mă uitam și la colegii mei, toți căutau subiecte și au rămas în minte din ce am vorbit cu dumnealor, au rămas în minte cu subiectele de aici. Asta înseamnă mare lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mihai, pentru mine înseamnă provocare, lansare de provocări și doamna Carmen, va trebui să ne întâlnim mai des la Lăpănești, da? Cu mare drag. Poate desveni chiar la sfârșitul anului când e festivalul ăla dat la noi, fantastic, și frunza, să reluăm și subiectele pe care astăzi le-am lăsat așa în așteptare. Un brad de băiat de la Sibiu, șeful Uniunii Artiștilor Plastici din Sibiu, Florin Fiorel. Florin este pe numele. Florin m-a fascinat cu ideile, cu temele, cu ursul, cu... Am rămas cumva... Așa, după care am început să-mi revin și am zis, da, trebuie la fel, alături de ceilalți invitați să revină la Lăpănești. Da, cu siguranță, mai ales că pentru mine a fost prima etapă de acest fel. Da, alături de Ziar. Da, am mai fost în etapă organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, a cărui președinte sunt în filiala Sibiu. Și vizare de ce spuneați, de copii. Deci am discutat, o să mai purtăm în discuții și o să aveți ajutorul nostru de a pune pe roata puțin educația vizuală a copiilor de aici, că e nevoie. Față de învățământul de masă, noi oferim cu totul și cu totul altceva. Și ați avut aici o crâmbăi din ce înseamnă educația vizuală. Fiindcă majoritatea suntem profesori, muncim, trăim din ceea ce creăm. Asta este meseria și menirea noastră. Nu facem hobby și nu facem lucruri așa de weekend. Deci pentru noi nu este o joacă. Și asta mă bucur că începe lumea să înțeleagă și prin astfel de acțiuni implementăm lucrurile astea
în rândul oamenilor ordinari, care nu au de-a face cu artă. Și atunci noi le deschidem, ăsta este termenul, le deschidem supapele pentru creație, pentru frumos. Și mă vă fericit pentru ceea ce ați făcut aici și că ne-ați primit și pe lucrurile noastre. Mulțumesc mult de vreodată! Eu aș vrea să spun că de astăzi fiecare dintre dumneavoastră sunteți prietenii orașului Dărmănești și veți avea ori de câte ori vă gândiți sau treceți prin localitatea noastră ușa la deschisă, sunteți prietenii noștri, o să vă introducem acolo într-un grup da, foarte apropiat de inima noastră, de suflet. Și aș vrea să veniți cu orice fel de propuneri, cu orice fel de provocări, pentru că noi învățăm. În fiecare zi învățăm ceva. Voi ați venit, dacă îmi permite să mă apropii mai mult de sufletele voastre, ați venit cu niște idei, ne-ați schimbat de pe traiectoria noastră, ne-ați învățat că putem respira aerul și altfel, putem să bucurăm sufletul și altfel. Aceste imagini sunt și aceste opere de artă, aceste picturi sunt fantastice. Ne-am reașezat scara valorilor, lucruri pe care până ieri eram aproape gata să le aruncăm la coșul istoriei sau să le demolăm. Am înțeles de la voi că au o valoare fantastică, ne-am dat seama că au o valoare fantastică. De fapt, acolo regăsim trecutul nostru, fie poarta bunicilor, fie casa bunicilor, fie biserica pe care o avem în spate. N-am văzut niciodată atât de frumoasă cum e aici, într-una dintre imagini. Biserica construită de prințesa Știripei. Am văzut tot felul de imagini, tot felul de chipuri, tot felul de lucruri care... De detalii. Detalii care ne-a readus, ne-a reamintit că suntem duali, că avem și suflet pe lângă trup. Și un lucru foarte, foarte important. Tuturor vă mulțumesc. Vă lansez de pe acum invitația pentru, nu știu, pentru anul viitor, care da, tu... Da. Tu ești cea care stabilește. Stabilim. Și dacă poate până acum partea asta de pictură și nu numai a fost mai puțin dezvoltată, vă promit eu, așa cum am precizat și la lansarea cărții domnului profesor Stoica, dincolo de acel muzeu frumos care îmi doresc să apară cu imagini din cartea domnului profesor, să avem și vom selecta din aceste imagini o parte în acel muzeu a taberei noastre de pictură. Deci, cu siguranță, peste ani, când veți poate cu părul mai alb decât mine, vă veți regăsi în aceste imagini la și cu barba, în Dărmănești. Mulțumesc încă o dată, vă sărut mâna și sufletul și... Și eu vreau să mai spun ceva, un lucru care m-a impresionat și, într-adevăr, sunteți un om dăruit de Dumnezeu. Am aici un cadou pentru soția dumneavoastră, care a mers cu noi în documentare și așa. E un lucru minunat, care s-a întâmplat mai rar să-l văd. Și dânsa are o eșarfă aici, o eșarfă de mătase, făcută pentru România. Președinția Consiliului Europei. Sper să vă poarte noroc și să vă dăruiască sănătate de astăzi, familiei, copiilor și, nu știu, nepoților, cu tot dragul și felicitări. Dacă avem o poză deci avem o poză, da? Avem. Grup? Aici nu cred. Să facem o poză? Cred că avem. Cea mai bună imagine, cea mai bună poză va face parte din calendarul anului 2025, pe care noi edităm în fiecare an, da? Deci calendarul... Să-ți face, îl fac eu. Da? La mine e... Gata, s-a tradiția. Cu siguranță vom face.